Putem începe. Cunoașteți proiectul ordinii de zi în convocare? Dacă nu sunt observații la ordine de zi, să supunem la vot ordine. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Bun, proiectul a trecut. Intrăm în ordinea de zi. La primul punct, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 1 din 10.1.2022 privind aprobarea documentației, studiu, fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții, înființarea rețea distribuției gaze naturale în cartier Slobozia și cartier Borzești. Dau cuvântul domnului secretar pentru prezentarea. Pentru asigurarea unor condiții optime de trai pentru locuitorii municipiului Ionești, prin accesul la utilitățile publice, se solicită modificarea hotărârii Consiliului Local Ionești numărul 1/2022 privind aprobarea documentației studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în ființarea rețea distribuției gaze naturale în localitatea Slobozia și localitatea Borzești, pentru executarea obiectivului de investiții și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici actualizați la aprilie 2022, încăpăzutate cu valorile transmise de SC, valoria SRL, prin deviză generală actualizată. Față de cele prezentate, spuneți că analiză și aprobare prin dreptul prezentului hotărâre. Vă mulțumesc. Are raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 1. Comisia la distaurare. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Bună dimineața, în primul rând, ne cerem scuze că v-am răpit din timpul dumneavoastră prețios. E un proiect extrem de important care ne-a dat multă bătaie de cap în ultima perioadă. Pregătirea documentelor a început în urmă cu câteva luni, doar că ghidul a apărut în aceeași zi cu depunerea proiectelor. De asta suntem, nu putem spune că suntem în întârziere. Suntem cu mult în față la foarte multe localități din România. Dacă astăzi suntem aici, este pentru că sunt niște oameni care iubesc Oneștiul și și-au dat interesul să primim documentele într-un timp relativ scurt. Ne-au pus destul de multe probleme cei de la Delgaz Târgu Mureș cu emiterea documentelor ce au stat la baza acestui proiect. Un proiect care așteptat de locuitorii din cele două cartiere, un proiect scrie localități. Noi știm că sunt cartiere, dar așa e denumirea, așa e. Așa este la Delgaz trecută, pe denumire și nu putem să modificăm pentru că toată documentația lor tehnică așa apare. Da. Un proiect așteptat de locuitorii din cele două cartiere de 30 de ani. În urmă cu 2 ani le promiteam că voi face tot ce e omenește posibil să introducem gaz în cele două cartiere, chiar spuneam în campanie că dacă își doresc doar apă și canalizare, poate să aleagă pe oricine, că apa și canalizare se va face de la sine, lucru care s-a văzut că s-a întâmplat, nu ne asum sub niciun fel acest merit. Însă pentru introducerea de gaze chiar ne-am străduit, colegii de la integrare au făcut tot ce a fost omenește posibil și au stat peste program. Ca și la celelalte proiecte, ați primit acum niște documente cu ce s-a făcut anul trecut și anul acesta. Anul trecut s-au depus proiecte în valoare de 134 de milioane de lei, anul ăsta de 75 de milioane de lei, cred că a fost transmis și la presă. De asemenea, vă mai rețin atenția cu, poate pun întrebări de locuitorii Oneștiului și v-am dat și dumneavoastră situațiile pe infrastructură ce ne-am făcut să facem anul acesta. Aveți și ce s-a făcut anul trecut. Anul trecut s-au montat, legat de infrastructura pietonală aici. Vă voi spune și despre
infrastructura rutieră ce am făcut. Anul trecut s-au așternut 8.000 de tone de asfalt, anul ăsta ne-am propus să depășim acele cantități. Dacă anul trecut s-au reabilitat trotuare în suprafață de 19.000 de metri pătrați, pentru anul ăsta ne-am propus o suprafață pe 45.000 de metri pătrați, veți găsi la borduri cantități mult mai mari raportate la suprafețele de pavaj. Anul trecut s-au montat borduri mari 6.500 de metri, anul ăsta ne-am propus 15.000 de metri. Anul trecut s-au montat borduri mici 4.600 de metri, anul ăsta 38.000 de metri. Veți vedea această discordanță mare la bordurile mici, pentru că se fac foarte... Anul ăsta abordăm nu rețelele principale de trotuare, ci aleile dintre blocuri în mare parte. Aveți detaliat străzile pe care vom acționa în acest an. Încă o dată vreau să vă spun și nu ascund acest lucru, mi-am asumat un proiect politic, un parteneriat politic în beneficiu oneștenilor pe care îl voi respecta cu sfințenie. Mulțumesc încă o dată celor ce au făcut posibil ca astăzi să fim la acest punct referitor la rețeaua de implementare a proiectului cu rețeaua de gaze, cei care au pus suflet și s-au implicat, se știu, și le mulțumesc. Bun, vă mulțumesc, domnule primar, dacă mai sunt alte discuții. Atâta, mi-aș dori, eu încerc, scuze că intervin așa, să vedem finalizate aceste proiecte și ca toate să... Toată lumea își dorește. Da. Cred că este știm cu toții că pe lângă depunerea proiectelor mai trebuie și urnite și aveți și dumneavoastră posibilitate să puneți umărul. Știți că de fiecare dată când s-a putut și ați cerut ajutorul, vin am oferit. Avem nevoie de sprijin la Creșul, dacă apropo. Nu, o să fac depun diligență în așa fel încât să mă adun lucrurile în linie dreaptă. Acolo pare că sunt anumite piedici și dacă la alte proiecte, la restul proiectelor n-am emoții, pe Creșul sunt un pic sceptic la ce se întâmplă. Am comunicat despre ce e vorba și eu fac depun diligențele care țin de mine, în așa fel încât să nu fie împiedicat, sub nicio formă împiedicată implementarea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, proiectul a trecut. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu în legătură cu posibilitatea de a participa la cofinanțarea obiectivului de investiții, înființarea rețea distribuției gaze naturale în cartier Slobozia și cartier Borzeș. Inițiator, Nedina Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar. Unele din obiectivele majore ale administrației publice locale Onești, în asigurarea condițiilor de trai decente pentru locuitorii municipiului, este derularea de investiții care presupune extinderea rețelelor de utilități. Având în vedere adresa transmisă de către 10.00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 0.
eficientă a investiției și condițiile de realizare a inițierii demersurilor de dezvoltare a sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile Borzești și Slobozia, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu în legătură cu posibilitatea de a participa la cofinanțarea obiectivului de investiții, înființarea rețea distribuției gaze naturale în localitatea Slobozia și localitatea Borzești. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. O singură precizare, pentru că și domnul primar a amintit la proiectul anterior, se tot face vorbire de localitatea Borzești și localitatea Slobozia. Este o problemă mai veche, ele sunt acquire ale municipiului Ianești, dar în legea veche 1968 a unităților administrative, apare municipiul Onești, apare care sunt integrate localitatea Borzești și localitatea Slobozia, au pod și ruta separat și este fiecare localitate are câte pod și ruta. De aici, probabil, cred că după lege și mai mult ca sigur și de Lugas Grigu și multe alte instituții se ghidează și din acest motiv aceste, mă rog, ne bucurăm despre
Denumiri. La aceste denumiri de localitate. Inclusiv la recensământ. Da, și la recensământ. Dar cum sunt unele instituții care nu țin seama și mergem cu cartier, acolo unde ne solicită localitate, asta e legea, unde e legea, nu-i părnează, nu. Vă mulțumesc, domnul secretar. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Și proiectul numărul 2 a trecut. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții, înființare, rețea, distribuție gaze naturale în cartier Slobozia și cartier Borzești. Inițiator, Nedimă Victor Laurențiu, primar. Are cuvântul domnul secretar. Având în vedere aprobarea ordonanței de urgență numărul 95/2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini și posibilitatea de accesare de fonduri pentru proiecte eligibile și ținând cont de cele mai sus menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare la Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții, înființare, rețea, distribuție gaze naturale în localitatea Botești și localitatea Slobozia. Față de cele prezentate, vă rog să analizați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și acest proiect a trecut. Proiectul numărul 4, probleme de interes local. Da. Vă rog. Și avem o propunere. Aceste ședințe extraordinare care apar așa până pusă masă, dacă s-ar putea cumva să se efectueze online, fiindcă mult prezența ar fi mult mai mare a tuturor consilierilor, probabil că e necesar de un amendament de modificare a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Și spun, cred, după părerea mea, ar fi mai indicat ca aceste ședințe să se țină online. Dacă e ceva, se poate, este legal, nu este legal. Chiar înainte de ședință am discutat domnul Bujor, da. Și trebuie făcut un amendament, într-adevăr, la regulament. Așa, un amendament de Comisiei Județene. La momentul acesta, regulamentul Consiliului Local Unești este adaptat așa cum a fost pe perioada pandemiei și era prevăzut doar în situații excepționale se poate. Ce să vă spun eu, în punctul meu de vedere, eu cu personal strict, în țară, într-adevăr, sunt localități unde merg în continuare online, sunt localități care țin foarte mult. Legislația în această materie este interpretabilă. Din punctul meu de vedere, există un pericol. Un pericol mare, mic, nu știu. În momentul în care mergem și amendăm regulamentul, e perfect legal până la urmă. Consiliul Local stabilește regulamentul cum dorește, sau nu neapărat cum dorește, cum în acord cu prevederile legale. În măsura în care un astfel de proiect, pe mai departe, eu știu, nu știm ce se va întâmpla pe derularea unui proiect de hotărâre sau mai departe, oricare proiect, apar anumite discuții, excepții de nelegalitate ale hotărârii ori Consiliului Local. Vă spun din experiența altor localități, în momentul acela se desparte firul în patru, adică se caută și se duce până mai departe. Bun! Sunt eu poate prea prăpăstioși, mă duc prea departe cu gândul, dar rămâne la atitudinea dumneavoastră, eu n-am să vă opun, dacă veți dori și ședințe online, să fie și online, dar să știți că asumarea unor riscuri care la momentul actual legislația este incoerentă cu privire la ședințele online. Sunt pe codul administrativ unde consilierii pot participa online, spune lucrul acesta, dar nu mai zice nimic de votul online. Deci aici e o problemă. Este scăparea legiuitorului, pentru că atâta timp cât face referire la votul online, la nu prezența face online și nu la votul online, cred că ar trebui interpretat în sensul care textul poate produce efecte. Comisia juridică puteți veni cu un amendament la un proiect de hotărâre, cu amendament la regulament, în care
Să-l facem așa în altă. Dar nu toate ședințele, zic, astea cum a apărut azi, de exemplu, ora 10. Mulți consilieri sunt plecați în țară, probleme de servicii, ar fi prezența mai... Păi, da, trebuie specificată în doar la ședințele convocate de îndată. Da, ca cele convocate de îndată, da, corect. Da, ca la convocate de îndată, cum a fost altă, de ieri ca astăzi, adică... Mai fi este posibil să nu avem, să ne trezim în situația în care nu avem vorum și putem pune în pericol anumite proiecte. Eu n-am nimic împotrivă, dacă legislația ne permite, cu adică cred că ar fi util ca să nu creăm niște situații pe care să nu le putem repara ulterior. Dați seama că și interesul trebuie să fie prezent vorum, că atunci e nasol dacă nu e. Domnul secretar, dacă... Eu n-am nimic împotrivă, deci eu n-am nimic, nu mă voi opune. Dacă veți considera, poate că ședința din 13, dar să vreți, dar astăzi este ultima zi în care s-o convocăm. Dar putem face suplimentare? Cred că domnul primar n-are niciun fel de problemă să aprobă suplimentarea ordinii, dacă este modificare la regulament. Să ne gândim și să vedem. Facem un amendament care să fie... O să rog și pe colegul nostru, Robert, să ocupe de partea aceasta, să vedem cum... Și vedem ce mai fac în țară. Într-adevăr, din discuțiile pe care am avut cu un secretar, acceptă și online, alții nu acceptă. Singura problemă la fine a fost secret, pentru că deocamdată aici este. Nu e o problemă, dar la proiectele europene mai... Surgențe, așa. Astea surgențe, genul ăsta de îndată. Da. Bine, mulțumesc. Da, atunci vedem ședința de 13, să pregătim un proiect. Vă mulțumesc. Să mai scrie cineva la cuvânt. Știu cât de mult s-a muncit pentru aceste proiecte din implementarea gazului la Slobozia și la Vărzești. Numai eu, de câte ori am... L-am negășit cu domnul primar și aș vrea, în numele meu personal și al cetățenilor din cele două cartiere, să vă mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, cei de la monitorizare, doamna Irina, domnul primar și tuturor colegilor care astăzi și-au găsit timp și-au venit ca aceste proiecte să intre în linie dreaptă și cu ajutorul Dumnezeu să, efectiv, să beneficiem și noi de condiții decente de trai și de viață. Vă mulțumesc! Eu sunt extrem de încrezător în finalizarea acestui proiect. Pentru că, din informațiile care le-am, știu că suntem înainte, cumva să înainte la mulți care urmează, s-au și suplimentat sumele pe această direcție, dar suntem și cumva să înainte la multe localități din România. Spune, vorbea doamna consilier de și ducerea acestor proiecte la bun sfârșit. Vă spun, doamna consilier, că la proiectul de IT suntem la faza de precontractare, destul de avansat și am intrat, o spune clar, în linie dreaptă, la proiectul depus în 2022, planificare strategică, management și performanță la nivelul primării Onești, în valoare de 1,4 milioane de euro, care a fost depus în acest an, suntem la semnarea contractului. Eu sunt încrezător că mare parte dintre ele se vor finaliza. Probabil nu toate, dar în mare parte... Noi am căutat să fim cu un pas înainte, cel puțin la cele depuse anul ăsta, de ăștia 75 sau 63 de milioane pe valul renovării, ne-am încadrat în sume în timp util. Acolo au fost sume destinate cu această destinație. Nu vă ascund, ieri am avut o conferință cu consultantul pe următoarea axă de finanțare, cea legată de fonduri locale, da, unde putem face blocuri pentru personal specializat, avem în vedere construirea unui bloc pentru medici, achiziția de autobuze electrice, sistem inteligent de semaforizare și camere video, vom depune cu siguranță pentru finanțare pentru PUC, avem până în 200.000 cu tot cu TVA. Bine, valoarea se va ridica mai mult, dar cu siguranță ne vom zbate până la ultimul leu. Ce putem lua, să luăm până la ultimul leu. Mi se pare o strategie cât se poate de înțeleaptă, pentru că dacă sunt bani de luat, trebuie să-i luăm și să ne folosim de ei. V-am spus, până la ultimul leu, noi împreună cu implicarea colegilor la integrare, tehnic, investiții, achiziții, deci nu foarte multă muncă o fac cei de la achiziții. Sunt la fel și ei stau peste program, sunt urgențe, consultanțe, expertize care trebuie făcute la contracronometru. Chiar i-am sărit data trecută în a-i nominaliza ca și implicare. Deci nu
direcția economică, la fel, umăr la umăr, trebuie să dea răspunsuri și semneze documente la minut. Sunt urgențe care nu pot suferi niciun fel de amânare și toți colegii, domnul secretar, toți colegii chiar au pus umărul să nu întârzie cu nimic depunerea acestor proiecte. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule primar, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, declar închise lucrările ședințele de astăzi. La revedere!